Vă salut, fraților! Bine m-am găsit la un nou clip cu Metin 2 Ro. Eu sunt Taker, vă urz o vizionare cât mai bună. Băi, și în clipul de azi am un cont să vă prezint demențial. Contul este de vânzare. O să-l găsiți și pe pagina mea de Instagram, shop-ul Metin 2 Ro, pe care o aveți în descriere. Și vă mulțumesc foarte, foarte mult, fraților, pentru aproape 3000 de followeri acolo. Bă, nici nu știu ce să zic despre acest cont. Ideea stă în felul următor. Avem două pagini de inventare. Eu m-am uitat foarte puțin pe cont, adică o să rămân oarecum șocat și acum de față cu voi. Din câte știu eu, pe la obiectele mele mi-a zis băiatul că are o căruță de acadele, mace și amulete și toate nebuniile. Deci uitați-vă și voi, acadea magică asta oricum nu contează, că e sura arme, dar pe partea de acadea poznaș avem 90 de zile, 120 de zile, 150 de zile, 165 de zile și pe partea de Nazar avem 120 de zile, cu încă 60-180 de zile, deci incredibil. Ai aici pentru un an doar să intri să farmezi non-stop, avem flăcări destule de la tombolă, manuale firare, am mai văzut pe acolo un talisman de gheață și o tonă de aduri. Mă, nu e rău. Contul are level 5 campion. 1, 2, 3, 4, 5 peuri, M9 la risipă, 33 de puncte la cal, peul la precizie, G7 transformarea, biologul care este terminat, era și culmea să nu fie, o sabie șarpe plus 5 care face 40, 20, 30, o sabie zodiac plus 9, 41 medii, 18 fulger, 5 metine. O alchimie excelentă, în mare parte, în afară de safir, diamant excelent cu rezistență la abilitate, rubin excelent full, jadu, max PV, absorție, regenerare, destul de ok, safirul să fie mai mult, granatul excelent full și onyxul, ăsta e praf, ăsta trebuie, deci ăsta trebuie schimbat, clar. La partea de iteme, nici nu știu cu ce să încep, fraților, vreau să vă zic că contul nu are șamancă, deci asta ar fi un minus crucial în momentul de față. Dar aia e, șamanca se poate achiziționa separat. Avem un costum aur strălucitor de nivel 151. O sabie zodiac plus 9, 41 medii, 18 fulger, 5 metine. Jachetă și arpe rău plus 11 cu 15 fulger, 1-1, 4-5 atac. 2 KPV, 15 fulger, mă scuzați. Coif cu 15 vânt, coif cu rezistență la abilitate, 15 fulger, 15 magie. Titan plus 9 cu imun, 15 corporal. Brățar lacrimă cer plus 9500 PV, 10, 10, 10, 3, 4, 3 și atac. Colier lacrimă cer plus 9, un KPV 10, critică 7 metine. Brățar lacrimă cer plus 9, un KPV 15 vânt. Cercei rubin plus 8. Eșarfă lord 24%, 9 medie, 1 putere, 1 pătrundere. Sabia șarpe pe care ați văzut-o și voi. Papuș de apă plus 8. Avem aici un voucher norocos MD-uri pe care o să-l deschid eu, fraților, cu voi. Acum o să fie primul cufăr norocos de MD-uri. Poate îi luăm și băiatului ceva MD-uri. Ar fi super să luăm un voucher. Chiar ar fi demențial. Bă, ar fi ceva ce n-am mai văzut. Nici nu știu 100% dacă o să avem șansă la asta. Dar n-am avut. Aia a fost. S-a încercat. Mătură fermecată. Bă, un super mount. Asta. Mănuși șarpe, 12 dex, 8 vit, 42 voință STR, full pietre plus 4, cercei smarald cu 20 diavol 30, 21 diavol 30 atac, talisman de pământ plus 4, bă, și cam așa se prezintă contul mare. Mai avem un pet aici de 1415 zile cu berserker, obstrucție și vânător 31,7% PV și uitați-vă puțin ce e pe card. Patians, frate, deci sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jucători în map 1, 11, că am mai venit ăsta acum. What the heck? De ce atât de puțin? Deci ce se întâmplă? Nu înțeleg, chiar nu înțeleg, nu înțeleg ce se întâmplă. Da, ar merge să băgăm o serie ca să mai repopulăm așa puțin jocul. Să mai repopulăm serverul, nu știu, dar nici nu știu dacă să fie PvP, dacă PvM, PvM, nu știu ce chef o să am, PvP, iarăși, nu știu, o să ne gândim la lucrul ăsta.
Ăsta e tip 6, n-avea cum să nu fie. 8 Berserker, 15 Corporal, 12 Vânător, e extraordinar de fain. Ia să vedem unde să mergem noi să farmăm în momentul de față. Bă, dar n-are scroll-uri. Văd că e Goblin. Deci se pare că s-a mai jucat și la evenimentul ăsta. Goblin, piatra, armă nordică, avem și costum. Da, nu e, nu e, iată. Hai să mergem în Nefrit. Hai să mergem în Nefrit, vedem damage-ul în niște metine. Dar, bă, contul, din punctul meu de vedere, în momentul de față, bă, că mai are și acadeaua de 3 zile pe el. Datorită alchimiei și rubinului este excelent, full PvP. Oh, by the way, avem și, mamă, o tonă de site-uri din câte văd aici, fraților, și cleștele cu plus. Deci, avem clește cu plus pe surau ăsta, deci putem să dăm rubinul excelent jos. Adică ăsta e un lucru foarte, foarte bun deja. Da, până una alta, vreau să văd damage-ul acestui cont. Chiar sunt foarte curios. Level 5 campion și dăm 30k cu sabia asta Zodiac. Nu cred că avem site băgat. Ia, nu cred că avem. Na, nici nu aveam site băgat. Dă 37k în momentul de față, fără, da, bine, cu Acadea și cu site. Da, și cu rubin excelent, n-ai mă ce să-i ceri, chiar rupe. Mamă, și mai are drop la level 5 campion, ești nebun. Nu, rupe, n-am să-i zic, sunt curios aici la călărit ce avem. Călărie, voință, sunt mares, am înțeles, asta chiar ne ajută din nicio culoare. Bă, ce-mi place că dacă te joci pe Carpathian, să acum, uite și tu, deci poți să farmezi solo în fermecată. Și cred că faci, nu știu dacă se mai fac atâția bani ca pe vremuri, dar am eu o vagă impresie că dacă e singurul care farmează undeva, bă, n-aveam pet. What? Stai puțin că eu n-aveam canul când am dat damage-ul. Fraților, nu, ba da, aveam canul, mă, că dau același damage, cred. Nu știu, hai că o să vedem imediat. Uite că îl iau și eu un nu o cataramaurie, mă, vreau să iau cufărul ăla. Dacă e singurul care farmează undeva, clar o să faci o căruță de bani. Am luat și noi o spadă de asta plus 4, nu e rău. Pet oricum are nivelul 105, XP, obiect actual, mamă, nu cred că avem cum să-l facem. Da, refuză să mănânce. Asta s-ar putea să fie un update în viitor cu petul. Mă gândesc să facă, să mai facă niște nivele la pet, să-l facă și pe el level campion, ar fi super. E 27k în general ăsta capa. Bă, nu știu dacă o fi fost bug sau ceva sau chiar ar fi dat mai mult contul ăsta în meeting în momentul de față, dar cred că am o vagă impresie că nu dădea mai mult. Dar, bă, cu un sur arme ca ăsta, cred că îți faci treaba peste tot. Chiar îți faci treaba peste tot. Ar putea să fie un proiect pentru un cont de șarpe, contul ăsta. Chiar ar fi ceva fain. Uite, Homaru, nu, toți mobii de aici din beta mor instant. Ce bine ar fi să ai un cont ca ăsta, bă, la un început de server. O, doamne, uite și tu, mantia curajului direct și cufărul întunericului s-au farmat. Nu știu dacă o să mai găsesc un metin, ce drept. Dar, bă, contului, fraților, sincer, îi dau. Deci, are câteva minusuri. Chiar și cu tot cu alchimia asta, nici itemele nu pot zic că mă dau așa de tare pe spate și cred că vedeți și voi, fraților, în afară de sabie, dar nici sabia, mai mult sabia șarpe. Nu știu, îi dau o notă de 8,5, atât pot să-i dau contului ăsta. Îmi place, dar are multe chestii pe care ar trebui să fie schimbate. Ia să vedem aici un damage. Bă, fraților, damage-ul este, în momentul de față, cred că ați văzut și voi, de 40k. Bă, 40k în metin e superb. Deci chiar e superb, n-am ce să-i zic. Îmi place. Dar cu toate astea, trebuie să realizăm că contul ăsta deja are pretenții mult mai mari de a bate metine. Sunt 100% sigur că și metinele din fermecată ar da același damage. Dar, na. Eu zic că, oh, și ar glorios pe setul ăsta de coif, what the heck.
Bă, nici măcar nu s-a pus un cavaler. Trebuie să fie pus un cavaler aici, mă, pe itemele astea. Și damage-ul va crește. Clar, sunt multe minusuri la cont. De fapt, multe lipsuri la cont. Nu pot să zic neapărat minusuri. Minusuri momentane. Și per total, cred că nota 8,5 este exact ce trebuie pentru un asemenea cont. Puteți să-mi lăsați și voi în comentarii, fraților, ce părere aveți voi despre cont. Mie personal, am zis, mi-a plăcut. Și cine va lua contul ăsta, sunt sigur că primul lucru pe care îl va face va fi să crească sabia asta, să o facă 40, 20, 30, să fie exact ce trebuie. Bun, hai să punem o mică pauză, fraților, și să revenim cu serverul Tiger Ghost. Fraților, am revenit și pe Tiger Ghost cu o prestare a unui Sura foarte, foarte tare, dar care de data asta are și șamancă, mă rog, șaman în primul rând. Avem M7, M5, este vorba de un șaman nivel 98, crescut în mare parte și cam atât. Mi se pare că mai sunt și vreo 2 sau 3 caractere de nivel 90 plus pe platformă. Conturile de plus sunt pe platforme separate. Și, na, e aici, asta dai seama. Nu te ajută un șaman întotdeauna să faci run-uri pentru buff, nu știu, e util. Dar nu prea am să vă mai arăt mai mult decât faptul că platforma are un șaman și hai să trecem la contul principal. Fraților, ne-am întors pe Tiger Ghost, serverul nostru de suflet, cu un cont foarte, foarte fain de nivel 116, contul principal al platformei luate în ochi pe clipul de azi. Bă, e vorba de un Sura de 116, avem 1, 2, 3, 4, 5 P-uri, bine, asta e un G3, da, aia e. Avem M9 la risipă, cred că este contul cu M9 la risipă. Nu știu acum dacă celălalt avea tot M4 la respingere, dar mi se pare că nu era chiar așa. Avem un pet aici, Nessie, mțit, de level 86 cu 13,2% PV. Asta s-a încercat acolo, s-a încercat acolo o glumiță. Tăblițele, ia uite, încă 10, bun, deci biologul e la tăblițe. A dus 20 foarte, foarte bine. Avem papuci de foc plus 9, 10 critică, 25 atac, curea suflet plus 8, lamă zodiac, asta e bomba contului, fraților. 50 medie, 5 pătrundere, 8 int, 10 orci, down-urile cresc la punctele mai mici de rang, 8 metine. Armura luminoasă plus 8, 1500 PV, 10 vânt, 6 săgeată, coif cu 10 vânt, de fapt 12 vânt, 20 diavol, titan plus 8, cu 22 diavol, 8 int, 8 dex, brățarul un KPV 10 vânt, 20 diavol cu 20 atac, colier cu 10 critică, 3 metine și cercei de smaral cu 20 diavol, 10 semi. Bă, foarte, foarte fain, avem set de int, set de vânt, papuci pentru fulger, nu mai avem eșarfă, asta ar fi un minus, fraților, că știți că eu spun atât plusurile cât și minusurile conturilor. Pe distribuie nu cred că am ce să vă arăt în momentul de față, fraților, pentru că nu ar fi nimic, adică nu este nimic wow. Deci distribuie, să zic așa, că nu e chiar ce trebuie. Ca alchimie, avem o alchimie formată din piese clare plus opace și anume avem un diamant opac cu dublu abilitate și apărare magică foarte bun. Un rubin clar full PVP, un jad clar full PVM, safirul Lican Ninja War, granatul full, onyxul full din full și cam aia e. Nu o să stau acum să pun toată alchimia. Mamă, dar oricum nici nu aș avea ce să pun, din cât se pare pe aici, că chiar nu am cum să o fac. Deci nu aș avea din ce piese să reîncarc alchimia. Asta, să zic așa că ar putea fi considerat un minus oarecum, dar nu e ceva wow, acum să fim sinceri. N-avem pet din ce observ. Și la pet mă refer la Can Porcușor, pentru că însoțitor deja l-am văzut. Hai să vedem un damage. Damage-ul pe care o să-l vedeți, fraților, o să fie fără attack site. Și dă 12k. Bă, 12k nu e un damage rău, dar ia, ce bonus dă floarea asta? Așa, drop 10%. Eu cred că damage-ul ăsta se datorează foarte, foarte mult acestei lame zodiac plus 7 doar, care nu are nici măcar element. Cu 50 medie, 5 pătrundere, 8 int. Foarte, foarte bună, după cum știți. Hai să bag și un attack site.
pentru că deja am văzut damage-ul normal. După cum știți, lama Zodiac este mai bună decât sabia, fraților, având în vedere că are atacul mai mare și are și valoarea atacului magic mai mare. Deci, clar un plus pentru faptul că este lamă și că nu este sabie. Ia să vedem aici, cufărul întunericului deja l-am luat. Băiatul oricum nu se mai joacă. Cont a avut parte de câteva failuri, ca să zic așa. Și vă zic și voi de fapt ce a pățit, ca să nu faceți voi același lucru. După cum vedeți, fraților, eșarfă nu mai avem aici. Omul și vânduse eșarfa, mi se pare că și-a vândut mai multe lucruri de pe cont ca să facă această sabie plus 9. Mi se pare că el a dat vreo 20 de magice sau 25, nu mai țin minte 100%. Dar nu faceți, fraților, prostia asta. Ori mai bine veniți la mine sau la Parfi sau la oricine plusează iteme, îi dați 200 de ON și gata. Pentru că ați văzut că zodiacele astea chiar sunt scumpe la plus 9 și au valoare la plus 9 mult mai mare, damage-ul crește mult mai mult. Dar se fac și foarte greu plus 9. Eu când am făcut sabia plus 9 și am un clip cu o operațiune de genul, mi se pare că mi-a luat undeva la, bă, nu vreau să exagerez, deci chiar nu-mi doresc să exagerez acum, dar vreo 16 magice. Și doar magica, fraților, gândiți-vă că e vreo 3,5-4 ONI, mai ai și piatra lunii încă 2 ONI în momentul de față, pentru că a fost și 3 ONI și 4 ONI, uite, mi-a dat și aura sabiei, se vede că sunt norocos. Și pe lângă asta mai ai și cuferele la Zodiac, ia uite, crab, ăsta are Phoenix de foc aici, ăsta e de la de adună, cred. Dar cum naiba a murit băiatul ăsta? Nu știu, mamă, și acum am dat seama, fraților, eu n-am băgat licor deloc. Deci ca să vedeți cum bate contul ăsta, oricum bate și fără medalie. Mie mi se pare, oh, am uitat să vă arăt și talismanul. Talismanul este unul de gheață, fraților, plus 4 cu 25 gheață și 30 valoare atac. Pe lângă asta mai avem 25 pământ, 6 rezistență semi, 10% alunecare. Chiar e un talisman bun. Ia uite că mi-a dat și ceva furaje. Bă, deci ca să-i dau o notă contul ăsta, fraților, sincer, în momentul de față, îi dau o notă, deci la notele oricum se dau și comparativ cu prețul cerut, fraților. I-aș da o notă de 7,5. 7,5 deoarece na, se vede că mai are nevoie. Uite-te și tu, deci surarme. Bine, dar n-avem alchimia asta pe noi. Nu știu, pur și simplu ar fi trebuit avută mai multă grijă, bă, de contul ăsta. Se vede că a fost lăsat în paragină. Lucru nu tocmai bun. Și faptul că a fost lăsat în paragină se observă și asupra itemelor, asupra contului, asupra rezistenței lui foarte, foarte mult. Na. Acum, dacă n-ai grijă de ceva, oricum în timp se strică. Și dacă îl lasă să stea, în timpul o să vină peste el și o să strice, aviz și mașinilor și la tot, că nu mai există, nu pot să compar conturile de Metin cu mașinile de epocă. Am prezentat eu un cont acum, cred că 2-3 săptămâni, un cont foarte, foarte fain din 2012-2013, dar Metin a evoluat foarte, foarte mult. Probabil în momentul de față s-ar mula pe niște standarde de PvP contul acela de pe țara românească, dar nu mai e de actualitate, fraților. Adică cu alchimie legendară, chit că e ea excelentă, n-ai ce să faci cu ea. Chiar nu mai ai ce să faci cu ea. După cum vedeți și voi, fraților, puterea asta a focului, puterea pământului, toate puterile astea de elemente au crescut damage-ul atât de mult. Nu știu, mi se pare că cel mai probabil nici developerii de la Metin nu ar fi vrut să crească în halul ăsta discrepanța, dar uite-te că până la urmă s-a ajuns la treaba asta și na, știu, bă, mie mi se pare acum realistic vorbind, uitându-mă la tot de pe aici, că Metino a ajuns într-un apogeu de-a lui, cel puțin oficialul, și dacă cei cu update, dacă asta cu update-ul era exact ce ne promiseseră,
Oamenii ar fi fost cel mai tare update și cred că jocul ar fi evoluat foarte, foarte mult. Nu înțeleg de ce n-au făcut site-urile negociabile, ar fi ajutat foarte mult oamenii. Nu înțeleg de ce n-au făcut atâtea chestii pe care, până la urmă, băi, ar fi trebuit să le facă. Deci au promis, aia cu matchele negociabile să le pui pe shop ar fi fost genială. Exorcist am văzut că se pot pune, dar totuși nu este destul, chiar nu e destul. Fraților, cam atât clipul de azi. Eu am fost Taker, uite că s-a respawnat Tritonul, dar nu o să-l mai bat din nou și cam asta a fost. Eu am fost Taker, v-am pupat. Ceau, nu uitați, dacă aveți și voi nevoie de o prezentare de cont, mă găsiți pe Instagram, shop.metin2ro. Noroc!